Vă rog să deschideți în Mica, la capitolul 7. Mica 7. Mica 7, vom citi cuvântul Sfânt de la versetul 7. Vom citi doar câteva versete, 7, 8, 9, urmă 18 și 19. Vom citi unul dintre cele mai necunoscute pasaje din Biblie și totuși, probabil că cele mai importante versete din Biblie, Mica 7, începând cu versetul 7. Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Amin. Nu te bucura de mine, vrăjmașă, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși, chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. Amin. Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui, până ce El îmi va apăra pricina și îmi va face dreptate. El mă va scoate la lumină și voi privi dreptatea Lui. Versetul 18. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Amin. Amin. Aici e de zis amin. El va avea iarăși milă de noi. Va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Amin. 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 Doamne Iisuse, pentru că Tu ești Cuvântul lui Dumnezeu, te rugăm în următoarele minute, prinde atenția noastră. Amin. Îți mulțumim pentru onoarea care o avem să credem în Tine, să Te iubim pe Tine, să Te slujim. Și acum îți mulțumim pentru harul pe care îl avem să stăm în închinare, la cântare, la poezie și la cuvânt. Te rugăm, Duhul Sfânt, și Te onorăm în locul acesta. Te rugăm să ne deslușești textul acesta. Te rugăm să-l aplici la viețile noastre. Și mulțumim că vom pleca din locul acesta plin de cuvânt, plin de Iisus Hristos, plin de nădejde și plin de bucurie. Și toate acestea spre slava Ta și de dragul numelui Tău, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mulțumesc lui Dumnezeu și eu că sunt în această după-masă. La Stânca aș vrea să vă spun că oamenii deștepți își zidesc viața pe stâncă. Amin. Fraierii niciodată nu. Dar oamenii înțelepți, oamenii cât de cât inteligenți își zidesc viața pe stâncă și stânca viacurilor este Iisus Hristos. Amin. Slăviți să fie Dumnezeu. Amin. Mulțumesc tinerilor de la studenți, de la Oradea, ați cântat excelent. Amin. Ați cântat de nota maximă. Excelent. Nota nouă. 10 în glorie, fraților, 10 în glorie. Însă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru voi, pentru cântarea voastră, pentru împrospătarea pe care ați adus-o aici. Noi suntem o biserică mică, dar avem un Dumnezeu mare. Amin. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a așezat aici. Suntem o biserică de curând născută, dar știm că Dumnezeul nostru este Tatăl nostru și este atotputernicul nostru. Slăvit să fie numele. Amin. În lumea modernă în care noi trăim astăzi, atunci când în jurul tău totul se prăbușește, în lumea modernă în care noi trăim astăzi, atunci când în jurul tău totul moare, în lumea modernă în care noi trăim astăzi, atunci când nu ai bani, și când totul în jurul tău devine cenușiu, negativ și gri, nu este absolut deloc ușor să crezi în Dumnezeu. Acum aș vrea să vă spun că eu sunt pastor de vreo 26 de ani prin Harul lui Dumnezeu. Și din când în când, mintea mea este foarte atacată. Într-o cărțulie care am scris-o,
ultima mea cărțulie se numește Har, Credință și Scandal. Unul dintre capitole l-am numit despre atacurile asupra minții mele. Din când în când vine ispita peste mine și cred că este un atac foarte puternic asupra ființei mele și îmi dau seama că nu este deloc ușor să crezi în Dumnezeu când lucrurile îți merg prost. Când nu mai există absolut deloc nicio nădejde omenească și nicio șansă din punct de vedere omenesc și uman, nu este deloc simplu să mai crezi în Dumnezeu, chiar dacă faci teologie. De fapt, am citit statistici despre studenți care s-au dus la teologie, și eu am făcut teologie și o fac zilnic, care au intrat creștini în universitate și au ieșit de acolo atei. Nu mai puteau să creadă. Știu că asta nu se întâmplă la Oradea și nici la București. Și nici la Timișoara. Însă ceea ce vreau să scot în evidență este că în secolul 21 cineva a pus o întrebare foarte pertinentă. Mai merită să crezi în Dumnezeu în secolul 21? Când se petrec atâtea dezastre în jurul tău, când îți dai seama că este atâta haos pe planetă, mai merită să crezi în Dumnezeu? Și este o întrebare legitimă cu care ne confruntăm majoritatea dintre noi din când în când. Însă aș vrea în această după masă, în câteva minute, să vin înaintea dumneavoastră cu o recomandare, cu un sfat, cu o sugestie, care, dacă o veți pune în aplicare, vă va salva viața. Și spirituală, și fizică, în foarte multe situații și în foarte multe circunstanțe. Clădește-ți viața întotdeauna pe realitatea lui Dumnezeu. Amin. Acesta este mesajul pe care Duhul lui Dumnezeu mi l-a dat pentru mine și pentru dumneavoastră în vremuri ca acestea. Probabil că unii dintre dumneavoastră n-ați avut necazuri, însă dacă n-ați avut necazuri, felicitări. Doamne, dacă n-ați avut necazuri, dacă n-ați avut probleme, aveți toate aprecierile mele și toate felicitările mele, dar am o veste proastă. Veți avea necazuri. Așa a zis Mântuitorul și dacă Biblia este adevărată, înseamnă că majoritatea dintre noi, zice Domnul Iisus Hristos, de fapt ne spune ucenicilor Lui, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, nu vă descurajați. În lume veți avea necazuri, zice Mântuitorul, dar nu disperați, spune Iisus Hristos, îndrăzniți. Căci Eu am biruit lumea și dacă Cel ce a biruit lumea este noi și noi vom birui lumea și ispitele din lume și atacurile care vin asupra noastră în fiecare zi. Și aș vrea să vă rog să rețineți câteva adevăruri pe care trebuie orice om înțelept să-și construiască viața. Și aici suntem mulți tineri, noi suntem o biserică tândră aici. Și îl slăvim pe Dumnezeu. Amin. Mi-a zis un amic al meu care este cu noi în această după masă aici, fratele Adam Cândea, că m-a văzut, s-a uitat pe un CD sau poze de la nunta lor, de la cununia nunții, de la cununia lor, pe care știu că eu am făcut-o și zice că le-a arătat copiilor lor, fetelor lor, pozele acestea. Zice, uite, ăsta e Daniel cu care și nu e ăsta. Ei, cine a spus, acum, pe acum arăt ca un bărbat adevărat. Atunci era un puștan. Însă, orice om inteligent își construiește viața în tinerețe, la vârsta a doua sau la vârsta a treia, pe realitatea lui Dumnezeu, și iată câteva adevăruri pe care trebuie să le luăm în considerație la modul cel mai serios cu putință. Dumnezeu există. Amin. Indiferent de ceea ce vezi. Indiferent de ceea ce îți trece prin minte.
Indiferent de îndoielile care uneori te sufocă, Dumnezeu există indiferent de ceea ce vezi, indiferent de ceea ce simți, indiferent de ceea ce gândești, Dumnezeu există, slavă lui Dumnezeu. Amin. Mica trecea prin niște crize extraordinare și la un moment dat, în capitolul 7, în versetul 7, el și poporul spune: eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeul meu mă va asculta. Glorie Domnului! Amin. Și vreau să vă sugerez să subliniați în Biblia noastră Mica 7 cu 7. Este extraordinar versetul acesta. Și 8 și 9 și 18 și 19, că de aia avem Biblia, să le folosim. De fapt, cineva spunea, și pe bună dreptate, spunea că o Biblie curată, adică nefolosită, trădează un suflet murdar. Iar o Biblie murdară, adică folosită și însemnată, demonstrează și evidențiază un suflet curat. Încep să-i dau dreptate. Acum asta nu înseamnă că trebuie să vă murdăriți, să vă mânjiți Bibliile. Știți foarte bine la ce mă refer. Însă sunt unele versete și unele capitole din Biblie pe care trebuie să îndrăznim să le subliniem. Pentru că ele ni se potrivesc. Ele înseamnă foarte mult pentru fiecare dintre noi și pentru situațiile prin care trecem. Și Mica 7 cu 7, 8 și 9, 18 și 19 sunt niște versete de genul acesta. Și acum, rețineți acest prim adevăr. Dumnezeu există. Doamnelor și domnilor, fraților, surorilor și tinerilor, Dumnezeu există indiferent de ceea ce vezi, indiferent de ceea ce gândești, indiferent de ceea ce simți, Dumnezeu există. Evidențele din jurul nostru demonstrează contrariul însă. Când te uiți deseori sau rareori sau deseori în jurul tău, evidențele susțin cu tărie că Dumnezeu nu există. Și sunt atâția oameni care, pe bună dreptate, din punctul lor de vedere, sunt convinși că Dumnezeu nu există. Pentru că evidențele din jurul lor demonstrează pentru ei că Dumnezeu nu există. Însă vreau să vă spun așa. Un om, doar un om înțelept, luminat și inteligent și super înțelept, își va pune nădejdea și încrederea tot timpul în Dumnezeu, indiferent de circumstanțele prin care trece. Indiferent de ceea ce simte, indiferent de ceea ce vede, indiferent de ceea ce gândește, el își pune încrederea în Dumnezeu și își pune nădejdea în Dumnezeu tot timpul. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Indiferent de ceea ce îți spune șoapta diavolului, indiferent de ceea ce îți spune mintea sau rațiunea ta, Dumnezeu există. Glorie lui! Amin. Acum, tânărul, țăranul, analfabetul care crede în Dumnezeu și se și încrede în Dumnezeu este mult superior celui mai superior și reușit intelectual. Țăranul și neștiutorul de carte care crede în Dumnezeu este mult mai superior intelectualului care se îndoiește. Și am descoperit un lucru fenomenal care s-ar putea pe unii să vă ajute foarte mult. Biblia nu-L explică pe Dumnezeu. Biblia însă doar îl declară pe Dumnezeu. Amin. Și vreau să țineți cont de adevărul acesta, pentru că este foarte important. Noi vom încerca să-L înțelegem foarte mult pe Dumnezeu. Biblia nu-L explică pe Dumnezeu, Biblia însă îl declară pe Dumnezeu și oamenii deștepți îl iau pe Dumnezeu pe cuvânt și cred în existența lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce văd, simt sau gândesc. Doamne, ajută-ne pe toți în aceasta. Biblia îl declară pe Dumnezeu, nu îl explică pe Dumnezeu. Și dacă vreți să știți cum încheie și cum se termină Biblia, ar fi important pentru fiecare dintre noi. Biblia spune așa, Duhul Sfânt spune așa: la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Punct. Fără explicații.
Și dacă crezi versetul acesta, atunci trebuie să crezi toată Biblia. Amin. Dacă ai rezerve cu privire la versetul acesta, vei avea rezerve cu privire la tot ceea ce urmează după Geneza 1:1. Clădește-ți, un om inteligent își clădește viața pe realitatea lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Iată un alt adevăr pe care vă rog să îl rumegați și vă rog să-l practicați și să-l credeți și să-l acceptați. Este foarte important. Dumnezeu este bun. Indiferent de ceea ce ți se întâmplă ție, Dumnezeu este bun indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Asta este ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu de la început și până la sfârșit. Și acum aș vrea să ne verificăm dacă credem în Dumnezeu sau doar ni se pare că credem. Pentru că unii dintre noi, de fapt, pentru unii dintre noi, doar avem impresia că credem în Dumnezeu, dar noi nu prea credem în Dumnezeu. Însă vă rog să rețineți adevărul acesta fundamental. Dumnezeu este bun, indiferent de ceea ce ți se întâmplă. Dumnezeu este bun indiferent de ceea ce experimentezi. Dumnezeu este bun. Și acum vă rog, rețineți. Vom ști că credem cu adevărat în Dumnezeu, nu doar teorie, ci practic, pentru că și demonii cred teoretic în Dumnezeu, dar acum vorbesc despre lucrurile autentice. Vom ști că credem în Dumnezeu, că ne zidim viața pe realitatea lui Dumnezeu, atunci când nimic nu poate clătina încrederea noastră în bunătatea neschimbabilă a lui Dumnezeu. Amin. Amin. Asta înseamnă că crezi, chiar crezi în Dumnezeu. Când nimic din ceea ce se petrece în jurul tău nu poate să îți clatine încrederea pe care tu o ai în Dumnezeu. Nimic nu poate să-ți clatine încrederea pe care o ai în bunătatea neschimbabilă a lui Dumnezeu. Nici atunci când un avion se prăbușește și cei dragi ai tăi sunt în avion, nu te poți îndoi de bunătatea lui Dumnezeu care este neschimbată, slavă lui Dumnezeu. Amin. Și vreau să merg mai departe. Nici când biopsia vine pozitivă, nici atunci nu poți să nu te încrezi în bunătatea lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Acum, ceea ce vă spun eu este hrană foarte tare. Însă, noi credem cu adevărat în Dumnezeu atunci când nimeni și nimic nu poate să zdruncine încrederea noastră în bunătatea neschimbabilă a lui Dumnezeu. Nici atunci când ți-ai pierdut serviciul. Și atunci ține cont, trebuie să te încrezi în bunătatea lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Amin. Noi demonstrăm că credem în Dumnezeu când ne punem toată încrederea în bunătatea lui Dumnezeu și atunci când soțul este infidel. Și când soția este infidelă, noi credem și continuăm și ne încăpățânăm să credem în bunătatea lui Dumnezeu. Și atunci când copiii se răzvrătesc, noi ne încredem în bunătatea lui Dumnezeu. Și atunci când am căzut la pat, noi ne încredem în bunătatea lui Dumnezeu. Și atunci când emoțiile noastre nu mai pot să fie controlate, noi și atunci ne încredem în bunătatea lui Dumnezeu, care este neschimbată, slavă lui Dumnezeu. Nici când oamenii nu te înțeleg, nici când oamenii te urăsc, atunci când oamenii te lovesc, noi și atunci ne încredem în bunătatea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să crezi în Dumnezeu. În rest e vrăjeală. Noi ne încredem în bunătatea lui Dumnezeu că este neschimbătoare în fiecare generație. Slăviți să fie Domnul. Amin. În fiecare moment. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și când singurătatea ta este mistuitoare, noi și atunci ne încredem în bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun. Indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul tău și chiar în casa ta. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Acum, unii spuneți amin, unii tăceți și vă înțeleg.
Știi, atunci când totul este roz și albastru și când soarele strălucește, spui amin la o asemenea predică. Însă când viața ta este în întuneric, când ai intrat în zona gri și situația este fără de ieșire din punct de vedere uman, sunt curios câți mai zicem amin la un asemenea mesaj în asemenea situație. Dumnezeu există însă, indiferent de ceea ce vezi și simți. Slavă Lui! Amin! Dumnezeu este bun, indiferent de ceea ce se întâmplă cu tine și în casa ta. Slavă Lui Dumnezeu! Vedeți? Nu este absolut deloc ușor să-ți menții credința în bunătatea Lui Dumnezeu. Nu. Uneori, să știți că veți experimenta, ca și Iov, furie. Uneori, ca și Iov, unii dintre noi și unii dintre dumneavoastră, realmente o să vă certați cu Dumnezeu. Și asta se poate întâmpla. Din fericire sau din nefericire. Dar știți că Dumnezeu este de acord chiar și să îndrăznești să te cerți cu El. Adică să-i spui lui Dumnezeu exact ceea ce gândești. Oricum Dumnezeu știe. Amin. Amin. Oricum Dumnezeu știe. Vreau să vă spun acum două chestiuni care m-au uimit. Le-am citit. Despre o femeie care a fost violată cu brutalitate. Deci a spus femeia aceasta, unde a fost Dumnezeu când am fost violată? Nu-mi spune că a fost acolo, pentru că aia deja cred, a spus femeia, creștină fiind. Dar de ce n-a intervenit Dumnezeu? Și asta este o întrebare pertinentă, la care nu prea pot să avea răspuns, cel puțin aici, cel puțin acum. Și când am auzit strigătul acestei victime, acestei femei necăjite și traumatizate, a trecut prin mine așa un fior. Pentru că o înțelegeam destul de bine. Îi înțelegeam durerea. Un alt tată și-a omorât copilul fără să vrea. A dat cu mașina peste el. Copilul era o dubiță, s-a ascuns în spatele mașinii, tatăl n-a știut și a trecut cu roata peste el. Și a omorât propriul copil. Deci n-am știut că copilul meu era în spatele mașinii. Cum a putut un Dumnezeu bun și drept să îngăduie să se întâmple așa ceva? Încercați să răspundeți la asemenea întrebări și veți vedea că n-o să prea reușiți oricâtă teologie am face și oricâte universități am avea. Sunt destule întrebări, cel puțin asta este ceea ce eu experimentez, la care nu le pot da răspuns. Însă am ajuns la o concluzie foarte importantă. Nimeni nu va ajunge la concluzia că Dumnezeu este bun analizând viața de sub soare. Rețineți adevărul acesta, domnilor și doamnelor, s-ar putea să vă ajute foarte mult. Cândva. Și poate chiar astăzi. Nimeni nu va ajunge la concluzia că Dumnezeu este bun analizând viața de sub soare. Dovezile sugerează cu tărie contrariul. Când te uiți în jurul tău și vezi nenorocirile care se petrec, și mai ales când te uiți la ProTV la ora 17. Și analizezi și te uiți la viață și la nedreptățile ei și la nenorocirile ei. Știți că sunt unele canale de televiziune care au așa o înclinație din asta macabră. Și se transmite numai știri din astea rele și negre că când îți vine să pleci din România, mai bine era pe vremea lui Ceaușescu. Atunci nu mai prea știa ce se întâmplă. Astăzi prea multe le știi și mai ales canalele astea de televiziune care au asemenea înclinații negative transmit numai lucrurile încât te înfiorează. Eu nici nu te înfioar, nici nu mai uit la orele 17 și nici vă recomand. Uitați-vă mai târziu că sunt un pic mai bune știrile.
Da, alea de la 17 sunt periculoase. Însă nimeni nu ajunge la concluzia că Dumnezeu este bun, analizând viața de sub soare, dovețile sugerează cu tărie contrariul. Anul acesta am fost cu soțioara mea, cu iubita mea soție, în Spania și asta a fost la începutul lunii aprilie. Am plecat, am fost la o conferință a misiunii mele de o săptămână pe malul mării, superb, loc mare, mâncare, cât ai vrut și când, cât ai putut. Și s-a terminat conferința și am plecat, ne-am urcat în mașina amândoi, ne-am încredințat, fiți atenți, pe deasupra ne-am și rugat, ca bun creștin. Și acum să vă spun, ne-am rugat, Doamne, păzește-ne, călăuzește-ne, mergeam spre o biserică românească, pentru costală, undeva, undeva spre Africa, acolo, în jos. Și ne-am încredințat Domnului și când ajungem în Valencia, ne atacă ăștia hoții de acolo. Și bunii știți povestea, fac pană la mașină, ne-au urmărit, ne-au înțepat roata, dar de la distanță. Au așteptat până când am tras în dreapta, când am ajuns în geantă. Și atunci au venit și ne-au jefuit și au furat geanta soției cu toate actele. Și cu toți banii. Acte ca acte, dar bănuții. 1300 de euro. Sunt ceva bani. Am fost mulți, dar e mai bine să iai decât să nu iai. Acum, puneți-vă în situația mea și a ei. Ea a intrat în depresie imediat. Și era normal, într-un anume fel, norocul ei tot cu mine. Facem altă de casă. Însă, vreau să vă spun, puneți-vă acum în locul meu și al ei. Ne-am urcat. Așa, baptist, așa. Hotărâți, ne-am încredințat Domnului, ca orice creștin. Și facem 100 și ceva de kilometri și acolo ne jefuiesc așa, într-un mod mafiot, așa, foarte bine pus la tot. Ce simți atunci? După ce te-ai rugat? Sau poate că ați mai avut alte experiențe de genul acesta. Ce simți atunci? Analizând viața de sub soare, niciodată nu ajungi la concluzia că Dumnezeu este bun. Dimpotrivă, frați și surori, ajungem la o altă concluzie. Însă știți ce am făcut acolo în Valencia, în centrul orașului, unde am fost jefuiți? Doi totologi din ăștia. Eu care mă țineam așa, fai cocoșel, știi? Tate! Însă știți ce am făcut acolo în centrul orașului, după ce mi-am dat seama că, într-adevăr, poșeta ei a dispărut? Așa, 15 secunde, când n-am fost atenți. Am zis, hai acum să ne chinăm lui Dumnezeu. Și acolo, în centrul orașului, ne-a apucat. Și am zis, Doamne, nu-mi place deloc ce se întâmplă. Îmi displace total că m-am rugat. Și totuși mi-au furat ăștia. Poții. Dar, Doamne, și acum, deși nu înțeleg ce se întâmplă și îmi displace, și acum am ales și alegem să ne închinăm ție. Exact așa am spus. Maria, am dreptate? Doamna mea zice că da. Asta înseamnă la ea amin. Fără cuvinte. Asta da nevastă. Acolo, în mijlocul orașului, șocați, speriați, fără să cunoaștem limba, am hotărât să ne închinăm lui Dumnezeu și am spus, Doamne, nu înțelegem, dar facem și noi ce nu înțelegem. Facem ca Iov. Ne închinăm ție și în aceste momente. Dar analizând viața de sub soare, n-ai cum să ajungi la concluzia că Dumnezeu este bun. Credința în bunătatea lui Dumnezeu produce însă închinare, frați și surori, tot timpul. Amin. Orice ce s-ar întâmpla, credința că Dumnezeu este bun produce închinare, însă credința aceasta vine numai prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul. Asta nu este credință strict naturală și omenească, asta este o credință pe care o primești așa în dar, este revelație, este har, este prin Duhul Sfânt, pentru că o credință strict omenească, produsul meu.
Merge până când dai de necaz. Și atunci când dai de necaz, începi să înjuri și să sudui și să nu știu ce. Însă credința de obârșie divină, care nu-i produsul tău, ci este produsul Duhului Sfânt, se închină lui Dumnezeu și se încrede în bunătatea lui Dumnezeu chiar și atunci când, din punct de vedere natural, ar fi trebuit să faci cu totul altceva. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Însă, vreau să vă spun încă un lucru foarte important. Vă rog foarte mult să nu-L confundați pe Dumnezeu cu circumstanțele vieții. Dumnezeu și circumstanțele vieții sunt lucruri total diferite. Dacă îl confundăm pe Dumnezeu cu circumstanțele vieții și chiar și cu viața asta fizică, pământească, ne încurcăm de nu ne mai desface și nu ne mai descurcă absolut nimeni. Să vă spun un caz interesant. Ăsta a fost un, și este un tip în America, am citit despre el, dar m-a impresionat ceea ce a spus omul acesta în declarația lui, îl chema Douglas. A intrat în lucrarea lui Dumnezeu ca misionar undeva în Statele Unite și aia l-a costat foarte mult, că a renunțat, se pare că la o slujbă bună și a intrat ca misionar la un salar foarte mic, deși avea până atunci un salar bun. Când, după câteva săptămâni, după 6 săptămâni, după ce el a intrat în organizația aceasta misionare, fondurile organizației s-au epuizat. Faliment. Nu mai aveau bani. Că banii de misiune întotdeauna sunt mai puțini. De distracție găsit. Tot atunci, pe fondul acela, soția ei s-a îmbolnăvit de cancer. Un șofer biat i-a lovit mașina rănindu-l grav pe el și pe fetița lui de 12 ani. După câteva zile și la scurt timp, soția i-a murit. Toate acestea, după ce acest om cu numele de Douglas a hotărât să intre în lucrarea lui Dumnezeu full time. Totul, dintr-o dată, s-a smuțit asupra lui. Toate stihiile astea ale naturii spirituale parcă s-au prăbușit peste el. Și omul acesta a spus așa, în final. Și auziți, asta este credința adevărată. În rest e apă de ploaie. Am învățat prin această tragedie să nu-L confund pe Dumnezeu cu viața mea. Am învățat din această tragedie să nu-L confund pe Dumnezeu cu circumstanțele din viața mea. Spune el mai departe, acest om al lui Dumnezeu, îl declar și îl consider eu, am învățat să privesc dincolo de realitatea fizică a acestei lumi, să privesc la realitățile spirituale. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Exact așa trebuie să privim și noi lucrurile, lumea aceasta și lumea de dincolo. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Și încă ceva, al treilea adevăr pe care trebuie să ne construim viața. Și asta aduce mângâiere, aduce binecuvântare, aduce întărire, aduce creștere spirituală. Dumnezeu te iubește. Amin. Indiferent de ceea ce îți cere să faci. Amin. Amin. Dumnezeu te iubește. Indiferent de ceea ce îți cere să faci. Vreau să spun că atunci când Dumnezeu i-a cerut lui Avram să jertfească unicul său fiu, Dumnezeu îl iubea și pe Avram și pe Isaac. Amin. Amin. Mai țineți minte cântarea asta? Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu e dragoste. E atât de grozavă cântarea asta și mă bucur că vă place. Amin. Dumnezeu este dragoste non-stop. Slăviți să fie numele. Amin. Dumnezeul vieții, Dumnezeul Universului este Dumnezeu dragoste non-stop. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu care este suveran te iubește tot timpul, indiferent de ceea ce spune să faci. Fii atent. Când Dumnezeu îți spune și îți poruncește să te pocăiești, înseamnă că Dumnezeu îți vrea binele suprem. Amin. Amin. Alo. Amin. Fii atent. Când Dumnezeu îi spune soțului, soțule, iubește soția cum a iubit Hristos biserica, trebuie să ai încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu este mai deștept ca tine. Și când Dumnezeu îi spune soțului, soților, iubiți-vă soțiile cum a iubit Hristos biserica, îți spune cu un scop foarte nobil și inteligent.
Un soț funcționează sănătos doar atunci când își iubește soția cum a iubit Hristos biserica. Amin. Amin. Până când soțul nu își iubește așa soția, va scârți din toate încheieturile și va fi greu tot lui. Când Dumnezeu a zis soțiilor, soțiilor, supuneți-vă soților voștri ca Domnului. Amin. Amin. Amin, alo, amin. Amin, tot amin, amin. E zis și aici. Amin și acum. Nu numai la prima parte. Dar Dumnezeu te iubește indiferent ceea ce ești cere să faci. Și când Dumnezeu spune unei soții, femeie, soție, supune-te soțului. Știi de ce spune? Pentru că Dumnezeu știe că doar atunci vei începe să funcționezi la parametrii ideale. Când soția se supune soțului. Mulțumesc pentru aminul tuturor. Amin. Băieți prin credință. Amin. Ziceți amin că s-ar putea să vă ajute cândva. Cândva, uitându-te, știi, acolo, pe filmul veșniciei, îți aduci aminte de 3 august că a zis amin și ți-a prins bine, că Dumnezeu a făcut după aminul acela, știi? Mare Dumnezeu. Amin. Dar când Dumnezeu spune, iubiți-vă unii pe alții, chiar dacă nu vă place unii de alții, trebuie să ai încredere că Dumnezeu te iubește indiferent ceea ce îți poruncește să faci. Amin. Ceea este pentru binele tău. Amin. 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 Când Dumnezeu spune copiilor, cinstiți pe părinții voștri. Amin. Păi trebuie să ai încredere că Dumnezeu este mai deștept decât tine. Amin. Și când spune copiilor, cinstiți-vă părinții. Amin. El știe că doar așa copiii funcționează sănătos când își cinstesc părinții. Pentru că știi ce se întâmplă? Dacă tu astăzi, și vă rog să rețineți principiul acesta, este principiul de viață. Dacă părinții își vor cinsti invers, dacă copiii își vor cinsti părinții, copiii aceia să se pregătească să fie fericiți. Așa zice Scriptura. Copiilor, zice, cinstiți pe părinții voștri ca să trăiți o viață fericită și să aveți zile lungi și bune pe pământ. Amin? Amin. Asta este traducerea mea. Și asta a Scripturii. Fii atent, când un copil își cinstește părinții și el la rândul lui, când va avea copii, va fi cinstit de copiii lui. Dacă acum tu nu-ți cinstești părinții, nici copiii tăi nu te vor cinsti pe tine. Pentru că ce semeni? Aia se zice. Să nu uitați principii sfinte de viață, să nu ziceți că nu vine sus. De aceea, băieți și fete, cinstiți-vă părinții și știți ce se întâmplă. În momentul când vă cinstiți părinții, de fapt îl cinstiți pe Dumnezeu. Așa funcționează creștinismul. Așa funcționează Duhul Sfânt. Așa funcționează Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Dumnezeu te iubește indiferent de ceea ce își cere să faci. Când Dumnezeu zice, pocăiește-te. Păi trebuie să știi că Dumnezeu, când îți poruncește să te pocăiești, îți vrea binele suprem. Amin. Amin. Când Dumnezeu zice, botează-te. Păi trebuie să ai încredere și să te supui lui Dumnezeu, pentru că asta este porunca lui Iisus Hristos pentru orice om care crede cu adevărat în Iisus Hristos. Amin? Amin. M-am gândit, oare de ce trebuie să ne și botezăm? De ce trebuie să ne și botezăm? Păi nu e suficient numai să credem? Un om, de fapt, atunci când se botează, după porunca Domnului, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, abia atunci demonstrează că chiar crede în Dumnezeu. Până atunci, e teorie. Abia după ce a hotărât să se boteze și s-a botezat, el abia atunci demonstrează că nu este rușine de Iisus Hristos și că are îndrăzneală să se identifice cu Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. Că nu se rușine de El. Când Dumnezeu a zis, botează-te, El are un scop special pentru toți aceia care se botează. Când Dumnezeu a zis, sfințește-te, vă rog să rețineți, eu vorbesc din experiență. Un om care refuză să se sfințească tot timpul, s-ar putea să se ardă rău de tot.
Când Dumnezeu spune sfințește-te non-stop și veghează asupra căilor tale, trebuie să ai încredere în Dumnezeu și să știi că Dumnezeu atunci când îți poruncește să te sfințești, îți vrea binele suprem. Ființa umană, frați și surori, funcționează sănătos abia atunci când se supune cuvântului lui Iisus Hristos. Amin. Din cauza aceasta, oamenii deștepți, doar ăia deștepți, își vor construi viața pe realitatea lui Dumnezeu și a principiilor lui Dumnezeu găsite în toată Scriptura, slăvit să fie Domnul. Amin. Un om inteligent, un om înțelept, un om superior, întotdeauna va face ceea ce Dumnezeu îi cere, chiar dacă nu îi convine firii pământești. Și vreau în final să vă mai spun încă un lucru care mi se pare deosebit de important pentru fiecare dintre noi. Și vă rog să nu uitați. Atunci când Dumnezeu arată rău, știi, pentru minte, pentru fire, rețineți și ăsta, vă rog să-l scrieți undeva adevărul acesta. Atunci când Dumnezeu arată rău, păcatul arată foarte bine. Există în fiecare dintre noi, adică în firea noastră pământească, tendința, frați și surori, de a nu avea încredere totală în Dumnezeu. Există în fiecare dintre noi tendința de a ne lua soarta în propriile noastre vieți, în propriile noastre mâini, și atunci ne-am încurcat de nevinia. Pentru că știi ce se întâmplă când îți iei soarta în propriile tale mâini? Faci două gafe care s-ar putea să te coste totul. În momentul când îți iei soarta în propriile tale mâini, înseamnă că te supui rațiunii tale. Și gândirea sau rațiunea umană are două mari probleme. Și vă rog să nu le uitați. Din cauza aceasta, în Vechiul Testament, în Cartea Proverbe, Cuvântul lui Dumnezeu, la capitolul 3, mi se pare, Proverbe 3, spune așa. Încrede-te, 5, încrede-te în Domnul din toată inima ta. Și nu te bizui pe inteligența, adică pe înțelepciunea ta. Amin. Amin. În fiecare, ce se întâmplă cu un om când un om se bazează pe inteligența lui? O dă în bară, de-l doare poate că toată viața și poate chiar toată veșnicia. Și de ce? Pentru că mintea noastră are două probleme. Numărul unu este limitată. Mintea noastră este limitată. Rațiunea umană este limitată. Deci nu știe tot. Și doi, a doua problemă pe care o ai atunci când te bazezi pe rațiunea ta sau pe gândirea umană, și care este? Mintea omului este păcătoasă. Și acum imaginați-vă că ne bazăm viața și ne zidim viața, ne clădim viața pe rațiune, adică pe inteligența ta. Nu pe cea a lui Dumnezeu. În primul rând nu știi totul și în al doilea rând mintea ta e păcătoasă. Și acum imaginați-vă ce brambureală iese din ceva care nu știe tot și din ceva păcătos. Și atunci familia o dă în bară, prezentul și viitorul tău va duce tinichiele, poate că pentru totdeauna, s-ar putea să te pierzi pe tine, să-i pierzi pe cei dragi ai tăi și să pierzi și relația cu Dumnezeu. Doamne, îndură-te de noi. Amin. Din cauza aceasta, omul lui Dumnezeu ne îndeamnă în această dupămasă. Zidește-ți viața pe realitatea lui Dumnezeu. Amin. Și realitatea aceasta o găsim scrisă aici, în pasajul acesta. Ai, în textele acestea și în multe altele, ai curaj să te bazezi nu pe ceea ce spune mintea ta, ci ai curaj să te bazezi numai și numai pe ceea ce spune Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este Duh și viață, zice Iisus Hristos. Cuvintele mele sunt Duh și viață, cuvântul lui Dumnezeu este adevăr, Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Și în momentul când îți zidești viața pe realitatea lui Dumnezeu, ai zidit viața ta pe stânca veacurilor. Și stânca veacurilor este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin. Aș vrea să încheiem seara aceasta aici, în casa lui Dumnezeu. Însă aș vrea să încheiem cu rugăciune. E 8 fără 10. Noi nu avem ceas aici. Ați observat? Nu avem ceas. Asta este har. Într-o casă de rugăciune să n-ai ceas, înseamnă har. Înseamnă că nu suntem legați de ore.
și suntem legați de Domnul, de Domnul Iisus. Doamne, ajută-ne la aceasta. Aici, la biserica aceasta, începem ca baptiștii și terminăm ca penticostalii. Amin. Însă astăzi, cu ajutorul Domnului, terminăm bine că lor le este foame. Însă așa să încheiem cu o rugăciune, pentru că rugăciunea este fundamentală pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare dintre noi este fundamentală. Și aș vrea să te chem ca în această după-masă să iei cea mai importantă decizie din viața ta, care va afecta prezentul tău, viitorul tău și veșnicia ta. În această după-masă să hotărăști ca în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt, să începi să-ți construiești viața pe realitatea lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu există. Indiferent de ce vezi, de ce simți și de ce gândești. Dumnezeu este bun. Amin. Indiferent de ce se întâmplă cu tine. Și Dumnezeu te iubește. Dumnezeu este dragoste. Indiferent de ce porunci îți spune să faci și de ce porunci îți dă. Când Dumnezeu îți poruncește ceva, El îți vrea binele suprem. Înseamnă că îi pasă de tine. Și vrea să eviți răul și mizeria din viața ta și să mergi înainte, dar și ascendent. Dumnezeu să-ți ajute la aceasta. Amin. Te chem în această seară să spui toată încrederea în jertfa lui Hristos și în cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Te chem în această seară să-ți schimbi destinul. Te chem în această seară să fii îndumnezeit, primindu-L pe Iisus Hristos în inima ta, predându-ți familia ta Domnului și viața ta punându-o în mâna Domnului, primindu-L pe Iisus Hristos în inima ta. Zidindu-ți viața pe realitatea lui Dumnezeu, vei pleca din locul acesta vultur, nu găină. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm și să avem această rugăciune. Aș vrea să spun că Domnul este aici. El știe care este răscrușa vieții tale. Domnul este aici și vrea să-ți vindece familia. Vrea să-ți vindece interiorul. Domnul este aici ca să demoleze toate prejudecățile din mintea ta și să poți să începi să construiești de acum pe Iisus Hristos, care este stânca veacului. Te chem să-L iei partener al vieții tale de acum pe Dumnezeu. Să construiești pe realitatea Lui, pe principiile Lui și să nu te mai îndoiești niciodată de bunătatea Lui Dumnezeu, de existența Lui Dumnezeu și de dragostea Lui Dumnezeu. Te chem în această seară să faci cu ajutorul Duhului Sfânt și în parteneriat cu Duhul Sfânt cea mai importantă transformare din viața ta. Să începi să zidești viața ta cea nouă pe Iisus Hristos. Predă-te Domnului. Dă familia ta Domnului. Prezentul și viitorul tău hotărăște de acum înainte să-L construiești numai și numai pe Iisus Hristos. Și vei vedea schimbările fundamentale care se vor petrece în viața ta, pentru că Dumnezeu va deveni stăpânul. El îți va călăuzi viața și ți-o va binecuvânta. Și din coșmar, viața ta se va transforma în cântare. Pentru că Iisus Hristos devine și Mântuitorul tău și Domnul vieții tale. Slavă Lui! Amin. Amin. Aș vrea să rămânem în rugăciune și fiecare dintre noi ne rugăm. Cercetează-te și răspundeți la această întrebare importantă. Zidești, îți construiești viața pe Dumnezeu, îți construiești viața pe cuvântul lui Dumnezeu sau îți construiești viața pe rațiunea ta? Ar fi atât de periculos să faci, să-ți construiești viața pe rațiunea ta, pentru că vei ajunge pe un drum înfundat. Însă, sunt convins că Dumnezeu ți-a vorbit în această seară. Nu accidental ești aici, la stânca, în această după-masă. Duhul lui Dumnezeu te-a atins și ți-a vorbit deja. Trebuie să ai curaj să demolezi ceea ce ai gândit până acum și să pornești în acest nou început cu Iisus Hristos, El să fie șeful, stăpânul și Mântuitorul tău.
Dă-ți viața Domnului. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit și dacă vrei ca Iisus Hristos să devină Mântuitorul tău, te rog să spui după mine cu voce tare o rugăciune și făcând această rugăciune înseamnă că renunț la vechile construcții din viața ta, la prejudecăți, renunț la mentalitățile învechite ale minții tale și de azi înainte îți pui viața în brațele lui Dumnezeu și construiești totul pe baza valorilor Lui. Înseamnă că Iisus Hristos va deveni Mântuitorul tău, Stăpânul tău, dar și Protectorul tău. Înseamnă că Iisus Hristos devine șeful tău. Amin. Și vestea bună este că o să ai cel mai bun șef din univers. Amin. Care te înțelege, te cunoaște și vrea să-ți facă binele. Dacă vrei ca numele tău să fie scris în cartea vieții, dacă vrei să ai un nou început, dacă vrei să iei cea mai importantă și înțeleaptă decizie din viața ta, aceea de a-ți construi restul vieții tale pe realitățile lui Dumnezeu, roagă-te în șoaptă după mine, tu cu gura ta, roagă-te după mine și spune așa. Doamne Iisuse, știu că Tu ești Dumnezeu adevărat. Cred tot ceea ce spune Biblia. Și pentru că ești atotputernic, eu în aceste momente îmi pun viața mea în mâinile Tale. Te primesc în inima mea Mântuitorul și Dumnezeul meu. Prezentul meu și viitorul meu și veșnicia mea, de acum toate ți aparțin Ție. Spală-mă în sângele Tău de orice păcat. Iartă-mă. Mă pocăiesc înaintea Ta și de acum Tu, prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul Sfânt, îmi vei conduce viața. Mâna Ta cea bună, mulțumesc că de acum mă va călăuzi. Cuvântul Tău este o candelă pe cărarea mea. Și Duhul Tău cel Sfânt de acum este singurul care mă va însoți și îmi va conduce viața. Tată Ceresc, mulțumesc că prin Duhul Sfânt de acum înainte îmi dai harul să Te iubesc, să Te cunosc, să Te urmez și să Te slujesc. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că mi-ai scris numele în cartea vieții. Mulțumesc că de acum înainte sunt în mâinile Tale, familia mea, ființa mea, copiii mei, viitorul meu, toate le așez în mâinile Tale. Și de acum îmi construiesc viața numai și numai pe harul Tău, pe cuvântul Tău, prin Duhul Tău. Amin. Amin. Așa să rămânem în rugăciune în câteva secunde. Dacă te-ai rugat așa, te rog să ridici ochii în sus. Slavă Domnului. Doamne, Tu ai văzut mâinile ridicate. Și mulțumesc că toți oamenii aceștia care au ridicat mâna sunt oameni normali. Sunt înțelepți, dar sunt superiori. Pentru că și-au dat viața lor în mâinile Tale. Și mâinile Tale sunt veșnice și atotputernice. Pe fiecare, Doamne, îi punem în harul Tău. Și peste ei chemăm ca mâna Ta cea bună să fie mereu. Peste casele lor, peste prezentul și viitorul lor. Tu să zidești. Tu să înalți. Tu să construiești. Îți mulțumesc, Doamne, că ei de acum sunt în mâinile Tale, sunt proprietatea Ta și Te slăvesc, Doamne, că mâna Ta cea bună îi va ocroti. Spală-i în sângele Tău de orice păcat. Și mulțumesc, Doamne, că Duhul Tău cel Sfânt de acum din ei îi va călăuzi în tot adevărul. În numele Domnului Iisus, Tată, vindecă-le orice boală. În numele Domnului Iisus, dă-le eliberarea de orice prejudecată. Amin. Și mulțumesc că pe calea pocăinței ei vor fi însoțiți de Tine și protejați de Tine. Binecuvintează întreaga adunare și mulțumesc pentru frații și surorile care sunt aici în acest moment. Și Doamne, mâna Ta cea sfântă să fie peste biserica aceasta. Amin. Duhule Sfânt, prezența Ta să fie în cartierul acesta. Amin. Să fie prezența Ta, Duhule Sfânt, în noi și în casele noastre, în familiile noastre.
Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Tatălui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să rămână în noi și peste noi, de acum și în întreaga veșnicie. Amin. Amin.